Bună! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube! Sunt Oz și astăzi vreau să vorbim despre produsele profesionale pentru îngrijirea părului pe care eu pur și simplu le ador. Sunteți curioase să aflați care sunt acestea? Atunci urmăriți materialul pe care l-am pregătit! Prima mască despre care vreau să vorbesc este Mythic Oil de la L'Oréal Professionnel. Costă aproximativ 50 de lei și o comand întotdeauna online, așa cum procedez și cu toate celelalte produse despre care am să vorbesc astăzi. O folosesc o dată pe săptămână și asta pentru că are nevoie de 20 minute pentru a acționa, iar în cursul săptămânii sunt tot timpul pe fugă. Însă în weekend am grijă să-mi răsfăț părul cu această mască. Cea de-a doua mască despre care vreau să vorbesc este Directa No Yellow de la Oyster. O aplic aproximativ o dată pe lună, atunci când nuanța părului începe să capete o tentă neplăcută de galben. Atunci aplic această mască colorantă, este mauve. Iar acest mauve reușește să-mi taie galbenul acela neplăcut din păr și să-mi dea o nuanță mult mai plăcută de gri. Costă 50 de lei și o comand tot online. Cel de-al treilea produs pe care vreau să vi-l recomand este Serum Rebirth, tot de la Oyster. Costă puțin mai mult, aproximativ 70-80 de lei, însă face adevărate minuni pentru păr. Folosesc acest produs o dată la 2 săptămâni și nu mai des pentru că are un parfum neplăcut care persistă chiar și după spălarea părului, însă trebuie să acest aspect deoarece efectele pe care le obțin în urma utilizării lui sunt excepționale. Practic cu acest produs reușesc să-mi protejez părul chiar dacă folosesc aparate de hairstyling extrem de des. După ce îmi spăl părul, înainte de a-l coafa, folosesc un alt produs pe care îl ador și vi-l recomand. Este vorba despre Silk Infusion de la CHI. Și acesta are rolul de a-mi proteja părul, de a lăsa mult mai moale și strălucitor, de a împotoli firele rebele și de a lăsa numai bun pentru coafat. Această variantă pentru care am optat eu și care are 59 de ml, costă aproximativ 70 de lei. Deși pare atât de micuț, acest produs mi ajunge în jur de 2-3 luni. După ce îmi coafez părul, folosesc acest produs, Extra Shine de la Oyster, pentru a da acel luciu plăcut și natural părului. Dezavantajul acestui produs este faptul că nu are un parfum atât de plăcut, însă cu toate acestea am rămas fidelă, deoarece pe lungul anilor am încercat și alte produse de la alte branduri, însă acelea mi încărcau părul. Extra Shine de la Oyster, în schimb, lasă exact aspectul acela natural și plăcut al părului. Costă 45 de lei și îl cumpăr tot online. Folosesc extrem de rar fixativ, însă atunci când o fac, l-aleg pe cel de la CHI cu fixare naturală. Și asta pentru că își face treaba extrem de bine, însă fără să încarce părul, în plus are un parfum extrem de plăcut. Și vine într-un ambalaj foarte mare, mie mi-ajunge un an, și costă 87 de lei. Acestea au fost recomandările mele în materie de produse profesionale pentru îngrijirea părului. Dacă v-a plăcut materialul, nu uitați să apăsați butonul de thumbs up și cel de subscribe. Până data viitoare, vă pup!